Referitor la afirmațiile domnului Parhomicu, nemijlocit regăsim și o indicație a Curții Supreme de Justiție, prin care noi am fost investiți să reexaminăm cauza penală, prin care clar este indicat că urmează a fi audiat martorul Parhomicu. Ori declarațiile dumnealui au fost contradictorii. Avocații celor șase inculpați în dosarul tentativei de omor a fostului lider PD susțin că prin audierea repetată a lui Iurie Parhomenko, procesul este tergiversat. Dacă totuși acesta va fi adus din nou în fața magistraților, în sală trebuie să fie prezent și un psiholog, deoarece anterior Parhomenko a spus că a adus acuzația așa-numitului grup Zabolotnei în urma unor presiuni din partea instituțiilor de forță. Avocații insistă ca să fie audiați și agenții sub acoperire implicați în acest dosar. N-am необходимо установить личность агентов под прикрытием, но это упорно нам отказывает в этом. Самая главная проблема, потому что даже Пархоменко, скажем так, ну, он уже дал показания, что показания были даны под насилием. То есть уже 10 раз уже его допросили. Вот наша просьба о том, чтобы допросить агентов под прикрытием, da, procurorul nu vrea să ne depresiere. O decizie în acest dosar încă nu este. Avocații cred că procurorul tergiversează procesul de judecată. În 2018, 7 oameni au fost condamnați la închisoare în urma unui proces excepțional în care s-a făcut referire la pretinși agenți sub acoperire din Ucraina și la depozițiile unui singur martor. Dosarul se află la rejudecare la Curtea de Apel Chișinău. Cei 7 sunt acuzați de tentativă de omor.